24 și 31 vor fi zile lucrătoare pentru poștași și gorjeni, însă numai între orele 7-15. Cu toate acestea, lucrătorii vor încerca să facă față numeroaselor solicitări. Aglomerația se datorează faptului că cetățenii doresc să-și achite facturile de utilități până la sfârșitul anului. Toate trimiterile sosite pentru clienții noștri să fie distribuite în totalitate. Din superstiție sau pentru că le este teamă să nu cheltuiască banii, gorjenii aduc încasări tot mai mari poște înaintea sărbătorilor de iarnă. Turistăm facturile ca să nu rămânem datori, să ne prindem anul nou cu datorii. Rămânem datori pe anul 2011. În fiecare an faceți la fel, veniți să vă achitați? Da, întotdeauna. Unii aleg poșta și pentru a trimite felicitări celor dragi, însă acest obicei este pe cale de dispariție și asta pentru că cei mai mulți au la îndemână telefonul sau internetul.